După cum a recomandat și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Facultatea de Medicină trebuie să renunțe la o parte dintre cadre, numărul acestora fiind prea mare comparativ cu numărul de studenți. Pentru aceasta se reduc planurile de învățământ, se încarcă grupele de studenți la norma fixată de lege și se refac statele de funcții, lucru pe care unii studenți însă nu îl agrează. Nu că le presează din timp, le ia din timp la ceilalți și nu se ocupă la fel de bine atunci. Sunt însă și studenți care au încredere în recomandările Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. Păi, poate că e o soluție mai bună. Eu nu știu cum să zic. Nu prea cunosc profesorul, eu sunt în primul an, nu pot să zic mai mult. Cu părere de rău, îmi pare rău, nu este vina lor, este vina acelor conducători ai facultății care au permis acum 15-20 de ani să scoată la concurs postul de preparator absolut fără nicio justificare legată de criterii de calitate, de cerințe la CIS. Universitatea Orădeană a putut, într-un final, să scoată posturi didactice la concurs după ce o ordonanță a guvernului din 2009 cerea ca doar la 7 persoane care părăsesc sistemul să fie angajată una. O altă ordonanță a permis recent să se facă angajări în raport de 1-1, adică o angajare nouă pentru fiecare persoană plecată din sistem. Între timp, fericiți sunt studenții care încheie anul și se văd cu diploma în mână.